Vine prima reacție a lui Andrew Tate după ce a cerut să fie dus la spital din închisoare. Miliardarul britanic a luat în derâdere întreaga situație în stilul său caracteristic și nu a pomenit nimic despre problemele sale și Tristan Tate se află în arest preventiv după ce s-a descoperit că au pus la cale o rețea de trafic de persoane. Cei doi frați au contestat măsura de arest și vor afla curând dacă scapă sau nu din spatele gratiilor. Dar, între timp, Andrew Tate a ajuns la spital din cauza unor probleme de sănătate mai vechi. La scurt timp după ce această informație a ajuns în presă, a venit și prima reacție a fostului luptător britanic în mediul online. Însă, în loc să transmită informații despre starea sa de sănătate, Andrew Tate a luat din nou în derâdere. Întreaga situație, printr-un mesaj al cărui sens este greu de descifrat. Matrix m-a atacat, dar ei înțeleg greșit, nu poți ucide o idee. Greu de ucis, a scris Andrew Tate pe Twitter. După o săptămână de stat în arest, Andrew Tate a cerut să fie văzut de un medic și să-i se facă investigații. Ar fi vorba de nodul pulmonar pentru care milionarul dorește să facă o biopsie. Cei doi frați milionari au fost arestați pentru trafic de persoane și viol. Abia pe 10 ianuarie, judecătorii vor decide dacă frații Tate rămân după grad sau pot fi cercetați în libertate. Până atunci, cei doi milionari cu dublă cetățenie au cerut ajutor de la ambasadele Statelor Unite și Marii Britanii. Până acum, procurorii au identificat șase victime ale fraților Tate, fete care ar fi fost racolate prin metoda Loverboy și obligate să facă videocet. Scați să ales cu sechestru pe averea lor din România. Ei dețin o colecție impresionantă de mașini de lux în valoare de aproximativ 5 milioane de dolari. În plus, Andrew Tate deține un Conac de 10 milioane de dolari, un avion privat și o vilă în București, care este estimată la numai puțin de 7 milioane de dolari. De asemenea, cei doi au și două firme în domeniul agriculturii, care au sediul în județul Brașov.